Nimic. Cum o vorbea cu tine? Uite, am mâncat... În sfârșit am mai mâncat și o vază, bă. N-am mai mâncat vază de 6 ani. Asta e vază de la Columbus, de la Bila, România Mare. Asta a numit vază înainte, n-a scurt. Nu m-am uitat. No, e un scor destul de mare. 17 lei vază, normal. Normal. Da? Ce? Da. No, uite ce iau să zic. Emi, la noi în sat aici, efectiv, e genocid. Copiii suferă și nu mai ies copii. Înțelegi? Adică, eu nu vreau să fiu eu Iisus Hristos, dar adică, dacă poți să te căsătorești cu un milionar, ce să te poți căsători cu cineva cu sindrom Down, schizofrenie? Să știi că asta m-ai văzut. Îmi mergeam la Hunedoara, știi? Atunci când eram noi, ne puteam aduna la biserică și... Nu. Ne mergeam cu mama și mai vorbeam cu paciente pe acolo, ne mai cunoșteam. Ne așteptam la, să așteptăm la doamna psihiatru, știi? Nu, no, și la asistență. Și o femeie a zis că ea că se vrăită. Are schizofrenie asociale. Și că o să lua un bărbat sănătos, la o minte, o luată. Și a făcut copii și zice, n-am făcut copii. Păi am putut să facem copii, era numai ea acolo, tot nu stătea așa. Am putut să facem copii, dar ne-am gândit ce să fie tot bolnav. Dar spun un lucru. Din astea mai auzit. Așa e și în piesa de teatru Streetcar Named Desire. Fata aia, Vivian Leigh, cum o cheamă fata? Nu. Nu, mă, după ce suferă toate, vine psihologul, psihiatrul la bătână ea, cu asistenta lui, că vede ce foare delicată, ce distrusă de lumea asta, o ia, da, domnișoară, vă rog, veniți cu mine. O iubește, înțelegi? Deci, cazul de astea, eu nu sunt misogin nici pe departe, dar spun, cazuri să la boli psihice mai ales, bărbat să ia femeia mai văzut. De exemplu, și la Golgota, nu știu, poate mai trebuie să fac ea, era o soră care avea epilepsie. Soțul o iubea ca pe Dumnezeu. Era o oameni de familie bună. Și se stau prin zona aia și poate de aia se duceau. Vineau acolo la Golgota la America să nu deranjeze oamenii cu staifi. Nu, despre asta exact vreau să spun. La noi în sat, în curând, acum am ce scuze, eu nu sunt revoluționar, nu sunt contra guvernului, dar primarul de la noi din comună, stai că scriu numele, îi zic numele, numele mic, ca să nu... Tiberiu. El era... Da? Da, acum le mănânc. Da, imediat, stai să mănânc și eu acum. Da, merge, merge, fără probleme. Deci, domnul Tiberiu, primarul, e primar cam de Multișor. Acum nu știu dacă primarii câte mandate poate să aibă sau cum e. Acum câțiva ani a fost aleasă și o fată tânără în comună, nu chema, dar în consiliu, știi? Bun. Vă zic părerea mea.
vedem dacă pun mâna în vaza asta. Părerea mea lui, eu ce pe tine aș alege? Paradoxal. Dar de ani și mă un. De ce? Un om respectabil. S-a făcut acolo lângă partea administratorului. Cum ne-am făcut toți, până la urmă, sau aproape toți. Dar după aia, când am mai studiat, am mai filmat, am mai fost, am văzut că, efectiv, au făcut cu plan de urbanism. Ceea ce nu merge nimeni. Să uităm. În nivelul ăla. Deci, nu am făcut o coșmelie lângă palatul ăla. Deci, un om se vede care deschide. Să nu uităm. Încă. Nu, am învățat literatura. Artele astea, beletistii, de teme. De la tata sau de la domnul Ignaz, la ce am învățat. El a fost prieten cu Timi și ăla, mă, de omorit. A fost deputat, bă. Noi avem teza lui de nu știu ce. Oare tata a fost teza. Nu știu unde are, ce face cu ea. Ioan Timiș, nu mai ții minte? Nu. Iar fratele lui, Nicolae Timiș, acum nu vreau să vorbesc nimeni de rău, dar nu pot să spui că a fost un politician, că nu are talent politic. Eu nu am talent politic. Dar el are. Îi spun odată. Când o candidat, nu știu, ultima dată și-a reușit. Era nu știu la ce partid era, o stima câteva partide. Era cred că la PNL. Ceva de genul. Sau PUS. Și atunci am partid PDL. PUS-ul, nu știu, Partidul Democrat Liberal. Nu se ține, nu se chestie. Știi cum nebunii ăia care aruncă, iau Biblie și aruncă, fur, rup fire și aruncă pe stradă, pe tot orașul, nu? Așa a făcut pe ea. O scris un text în care bazocoreau. S-a umplut orașul, hateg, de foile alea, până spre mafie acolo, pe Timișoara. Atunci am zis, stai frate, că nu-i chiar așa. Adică, ceau, că tot fel de prostii. Unde am zis, stai mă, mai că cum? Asta e politică? Să zicem că aveți dreptate, de zice, au niște chestii de... Nu a vadim, a fi scris din asta. Sau Cătărescu, Cătărescu pe Facebook. Dar atunci m-am dus, dar știu, eu nu eram cu votatul, m-am uitat de ceva. Mai ales atunci. Dar am făcut 18 ani la vot, 18 ani. Nu. La vot național, cu președinte. La ce fi fost. Am mutat la 92. La 92. Am ținut minte că l-am dus. Din compătimire.
și am votat. O forță de tip de oameni, știi? Da, știu eu să fi fost în locul Timiș, nu aveam drepturi. Nu ziceam nimic. Mergeam la cazier. Ce-ai făcut, ce-ai băgat, ce-ai luat, de unde ai dus. Deci nu se linișteau. Și nu e adevărat ce-a zis președintele american în 1917, că nu trebuie să vorbești mai tare, mai înălina, ci să ai o bută mai mare. Trebuie să ai taste. Taste. Keyboard. No. Pe de altă parte, un om, mai sunt și alții, da? Nu e un om de bază, care n-ar trebui să fie oficial, dar un om care ar putea sta foarte mult în spitalul și comuna noastră, ar fi un nuc ce de aici, de fapt. Prietenia mea, Paul Nopcea. Da, de cum e? Să nu-mi pare cum a făcut Băsescu cu Becali, știi, după ce și o sta la băute. Înțeleagă, văd, sunt probleme grave, mă. Acum spune la întrebarea. Ai luat pe cineva de istorie cu sindrom Down. Și zic că fete de astea n-am prea văzut. N-am fost el la alte. Sau cu tăi, în fine, când am fost? Nef. Ce aș zic? Eu nu m-a dat prioritate nouă suferință. Și cum a trecut? Și ne dai și prioritate în camion obosit, vai de capul lui omul. Nu știu ce. De unde venea? Și aia poate să ducea mâna până la bealul. Să nu zic la Bucova, știi? Nu. No. Deci oamenii ăștia doi, deci, bă, e ca și cum, dacă stai în școală, dacă stai într-o bibliotecă, automat înveți, după atâția ani, în 10 zici tu. Ăștia doi, mai mari ca noi. Ăla nu între politicieni și jurnalist și are postul lui și... Nu. No. Acum, excluzi, suntem cu toți, știi? Dacă nu să ne folosim cuvinte din astea, și eu sunt excluzi. E omul chiar... Nu, dar stângul meu punct de vedere, bă, băiețe! Cea mai mare bogăție a noastră, bine, dacă ținem barajul care era destul național și tot ăsta, pe pământul arabă și de pășune. Și țărani care să înțeleagă, băi.
un berbec a Petroșani costă 50.000 de lei. Dacă spun. Nu, 5.000 de lei. Sau nu mai știu nicio. Și ei doi. De montă, știi? Da, mă. 5.000. No. Un porc. Pe iarna costă 1.000 de lei. Rei de purcel, ce? Că tot nu poți mânca tot. Nici în comunism nu puteam mânca tot. Sau după. Nu. Ce faci tu pe domnul în cojmeria ta, în țară, nu mai știi nici să citești. Că te uiți pe Netflix. Deci poți ca noaptea. Mă fac și pe securistul, îmi fac și tu mie pe securistul, da. Pe la biserică, să-l vezi pe bunică, mi-l pe aia. Mă amintesc din rugăciuni. N-am mult ce să zic. Deci, țăranii să înțeleagă. Bă, băiatul, dacă vreau să am, să mânc, să mânce familia mea, să iau la nevastă mea lanț de aur, sau lănțul în aur, să-mi dau fata la școală, să-mi fac un viitor, să-mi țin copiii acasă, să fac. Că mi recuperez cumva pământul care mi l-au luat, tot au luat pământ, care a fost în sate puțin. Apoi nu știu ce poți să faci, te duci înapoi în satul tău sau să se repartizeze pământurile. Că sunt care au, cred că, rămas și fără proprietar. Să fie lucrate și dacă nu, să facă un fond național agricol, național, care să dea în arendă. Să ducă cine vrea, cine vrea să muncească. Eu ieri, când m-am dus în câmp, le-am citit pe Evu, pe un bun din ala, s-auzea numai un tractor. S-auzea mai slab, iar mai departe. Era lua Chimescu, o venit pe mine. Nu. Ăla până în toate, stăteau, șara. Nu. Asta e viața, frate. Înainte au avut cal. Cine găini? Cu coș, chestii. Nu-mi bate joc. Că ce contează? Eu stăran, dar am pământ, dar nu lucrez. Nu iau nici în arendă. Bă! Și acum nu mai sunt comuniști să te ia de coaie. Fii atent, dacă nu ai pământ, dar ai brațe, ești tare, știi, ai în cap agricultura. Du-și ia în arendă, frate. Nu. Florin, de la vaci. Ăla e băiat fruntaș în sat, mă. Dar acum s-o burghezit, mă, țăranii. Că dacă aș fi fată, l-aș lua și de bărbat. Ăla. Nu întregi? Unul care muncește, bă, unul care stă și îi vadă acolo, în drogă și e gay sau mai știu eu ce. Înțelegi, tati? Deci, asta e singurul meu. Ce-am văzut eu în satul ăsta, foarte face ceva turism. Un castel Pogani, două castele Pogani, două locuri de pelgea. Și o parte de face ceva dezvoltare medicală și reintegrare în societate, cu oameni nevinovați. Numai că sunt vulnerabili ca și mine.
dacă tot sunt picioare. Trebuie niște cadre de împuțite de securiști care omoară copii după copii și oameni să fie trimis acasă pe laită, cu trica în condit. Trebuie să avem un primar care știe ce e politică și care, nu, acum e adevărat, nu, el fiind poate evreu, poate ce-o fi. Nu zic de evreu, dar el e, nu, preț fix. Și să știi că și primarul actual, și el, și câteodată, odată, o la o ocazie. Când veneam eu acasă, să vedem. Suntem acolo. Nu. Nu, foarte simplu. Satul, asta înseamnă fosatul. Adică, un loc al foselor, un loc unde niște oameni care asta fac, merg de dimineața înainte de răsăritul soarelui pe câmp, stau pe el după apusul soarelui, se lucră, mă, lucră. Pot să lucri până subvertezat, până unde pot săpa. Înțelegi? Și agricultura nu se face cu tractorul, se face cu sapa. Cum zice în Biblie? Să sap nu pot, să cerșez merușine. Dar nu să sap să anțul, mă, ci să plivez la ridic. Nu. Aici orat. Da, da. Nu? Dacă... Uite aici. Da. Sort, cum îți place ție. Dacă am fi la București, ar fi ateliu, dar vezi, nu suntem la București, aici suntem la țară. Aici te... Da. Deci ai o bluză de tren. Da. Să iei să nu stai bun. Da, să-ți iei de bun. Mulțumesc. Mai ai ceva de mâncare? Da. Mai dai? Da. Da. Nu mai am mâine, dar da, așa. Vrei pufuleț sau mic? Mic. Nu, și ce o să spun? Satul trebuie să producă. Uite, și pomul. Se zice că e harnic, dar că face mere, sau pere, sau ce face el. Dar e cam multe. Stupul. De albine, trebuie să producă. Până și furnicarul trebuie să producă pentru ele, pentru furnici. Așa e satul. Înțelegi? Trebuie să fie oameni care nu să stea cu curumpat. Băi, eu stau cu curumpat, dar vezi ce e aici. Vezi ce e aici. Să mănânci și la ta mici, tată. Da, măcar tu, știi că sunt urmă. Nu, acum ia mă aia de acolo. Nu, dar ia, scoate pâine de acolo, că nu-i locul ei acolo. Nu, scoală-te, ia ăstea și fă-ți loc, că nu... Să pui pâinea în pat sau trebuie de astea. Ia pe partea aia înaltă. Mă, un oi. Stai, domne, că... Mai am un oi, că o s-o și pe ăsta. Făcu aia de să văsa muștar. Muștarul la cutie, dar... Nu, și asta e că... Ca să fie... monetar... Mulțumesc. Ca să fie monetar acolo la trezorerie, la tovarășul Muguri Țărescu, să fie producție. Fiecare țară produce ce poate, ce îi dă Dumnezeu să producă. Dar nemții
Nu știu cât are talent agricultură. Dar țin animale și mănâncă carne, fac și cu bere. Că de-aia ne-a asumit pe ei. A noi trebuie să facă grâu, cucuruzul. Femeia asta, nu închis cutia de muștar, ci s-o văsat cu... Porumbul. Neserioasă. Orzul. Ovăzul. Mai încet, mă, că se aude în toată. Mălaiu. Mă? Mălai e de la milie. Ăla cereală mai rară, aha. Secara. După aia, cartofi. Ai de-a lăsat cartofilor. Cartof bun, cartof dulce. Nu, așa că ce să-ți mai zic? Ca să fie în trezoreria națională, să ne permitem să... Nu să ne batem, mă, nu să ne batem cu rușii. Uite-te pe hartă și compară. Analizează și compară. Și să facem comerț, mă. Înțelegi? Să facem comerț. Rușii și cu cine mai, chinezii, europenii, africani, americani. Nu mai plin. Să vină o zi. Ei, când țăranului să-i se redeschidă sufletul. Să aibă iară dragoste de animale. Dai seama, mă, ea în branca. Făceau poze la cai, la boi. Puneau pe perete ca pe icoane, mă. Calul lui. Și acum ăștia aici nu se mai duc nici cu tractorul, mă, nici cu racheta nu se duce. Dai seama. Se mai duc. Dar nu știu pe toți după nume, dar știu. Mai vin și te pune. În general, pământul cultivat, nu pot să mă pun. Aia vă spun, mă. Scopul țării noastre, România, e să îmbogățim pe Mugurii Sărescu până în alta, cum mai trăiește. Aia poate vine altul, dacă avem noroc. Respect ca el. Cu toate banknotele de după Revoluție, semnătura guvernatorului sau ce el, guvernator central și secretar, nu credeau că fie Mugurdărescu. Nu. Deci, ce-o să zic? Dom'le, ca să meargă țiaba, Muguri Sărescu are anumite resurse. Ceaușescu a marșat mult pe cărbune. Nu ne trebuie atâta cărbune. Că încălzirea globală, ce se face? Aia bun, dar ce se face? Da.
Nu se mai poate, nu? Dar de grâu, de toate astea, ridic, fasole, nu te treci tu, un județ de fasole, îl dai la militari, la om, dar ce bani faci? Dar ideea e nu să-ți bagi joc de oameni, să-i exploatezi, să-ți faci o afacere agricolă, să-ți bagi, o bagi, pe bani. Nu, mă. Răzășie, omul liber, săranul liber, tot. Acum nu. Care nu poate, face altceva. Cântă la chitară, cântă la vioară, scrie o carte, traduce o carte, sau vinde chiftele, vinde măgele. Nu mai gândește-te, un județ de fasole, sau de viu, sau de porumb. Ca să nu mai zic că dacă am... Comuniștii au făcut irigații, semn de irigații, cu țeri. După, m-am întrebat, după Revoluție, oamenii s-au dus la țevile din pământ, au zis că le trebuie lor, că ce aia, ăsta a scris comuniste. Ce doare capul, bă. De atâta prostia. S-au stricat sistemul de irigație și că nici nu munceau. Că pământul era. Au furat toată linia ferată. Adică până la Oțelul sau până la Caraferi. La Hațec și cred că acum și până la Zetatea. Totul l-am înfânt. Era pe lemne de el, la o mocăniță. Deama cu mocăniță la facultate. Nu. Ce să fac? Nu, și asta e. Răspunsul nu-l dau eu. Răspunsul dă mult voie să răspunsul. Ce să facem, domnule guvernator central? Da. N-am terminat de mâncat. N-am terminat de mâncat. Tot la mănânc din greu aici. Că n-am măsele. Nu. Ce să facem, domnule guvernator central? Nu Gurițărescu, ca să producem și noi ceva cu România. Nu am să zică, pantatul cu curut. O, dozaică. Nu treci. Costit fânul. Costit Otava. Faceți-vă șopă, țineți animale, țineți oi. Ciobanii sunt milionari, toată lumea știe. Vite. Avem toate tot mai pustii, mai bajocorite și mai nelucrate. Părăsite, mai ruinate, orașe tot mai multe și mai prăpărite. Plin de oameni frămâși, multe mulți mici.
pâinea. Nu cu bere. Că las și pentru Orfeu. Asta nu-i care de oaie. Imediat avem să mă mănânc. Acum mănânc al doilea mic. Le-am lăsat și lui Orfeu. Dacă vii, poți să vii să iei. Ai mugul Iisărescu ne-ar zice, da, adevărat, putem face noi multe, dar la ce nu depășește nimeni pe pământul ăsta e agricultura și creșterea animalelor. De ce să coste o pâine 10 lei când poate să coste 1 leu? Îți dai seama. Îi fac trăanii după aia palate. Să nu sunt făcuți așa. Dar cum să-i urnești, mă? Cum să-i spui dimineața? Mereți, mă, pe câmp, mă, mereți, mă. Mereți. Împrumutați un tractor și duceți-vă. În 3 zile v-ați amintit tot din preistorie. Ce stea și bunicul vostru și tata și tot. Ce se cazi menta? Pe cine tot securizați? Să sunteți securiști? Am zis să fim serioși. Să știți voi de securitatea. Ok, suntem tărăcani. Dar ca țărani sunteți sublimi, bă. Și aici nu vreți să ascultați. Voi o faceți de servicii. N-au, voi n-aveți, bă, hai că vă mai aveți ce mânca. Deci, poate. Unii da, unii nu. Ați vrea și la orașe, frate. Este deja la licee, fetele sub pula pe nota 10, înțelegi? Așa cred. Nu învață nimic. Ce mă? Mult. Nu zică tot. Mă, unde vezi ce nu ziom? Ară. Unde vezi iarbă, paște. Altceva, treaba ta, ce mai știi să faci. Dar în ce mă privește la nivel macro, dieselul, benzina, motorina, cărbune, toate sunt alt. Trece pe Tesla. Dumnezeu știe cel mai descoperită la ea, mai cumva. Poate că o să facă nave spațiale care să se miște prin antimaterie, puterea antimateriei.
știe. Ți-am spus, fata. Deci, stau noaptea, dar să nu totez hâdă în cultură și păstorită.